Floră reasă, Jesus fucking Christ, cât sunteți, bă, băiatule. Ură de aplauze pentru Bordea, Badea și Micuțu. Niște oameni. Wow! Niște oameni excepționali care nici măcar nu m-au pus pe afiș, futu-i în gură. Eu sunt Nelu Cortea, salut, salut și bine ați venit la cel mai mare show de stand-up comedy din țară ever. Jur! 7800 sunteți, mă, capa și cura voastră. Căcat pe mine, e puțin spus. Hai să aplaud de cine mă știe prima dată. Hai să începem frumos așa. Wow! Să fiți vreo 60, din care 20 sunt invitați. E ok. E ok. Dar hai să aplaud de cine știe piesa pe care am urcat. Doar ei, piesa. Wow! Mult mai mulți! Bun! Foarte mișto piesa, nu? Cu Bordea și ălălalt. Super! Bordea genial! Ălălalt dă-l în pulă, da? Eu sunt ălălalt. Mersi mult de tot. Mersi. Fac piese să mă știe lumea, nu mă știe nici pula. Am făcut piesa cu Micuțu, Cine e grăsuța? Mersi mult. Da. Îți mă arăt decât Carla's Dream, să moră. Nu mă machiez, nu mă știe nici pula. Și multă lume, mult hate după piesa asta. Cei care nu știu, căutați pe YouTube. Piesa se numește Nelu și Bordea, amin. Nelu și Bordea. Nelu! Nelu Cortea. Hai toată lumea, eu zic Nelu, voi ziceți Cortea. Hai, Nelu! Care a zis Bordea, futu-vă în gură. Deci în videoclipul piesei, dacă vă uitați acolo, e foarte mișto, suntem niște preoți cu bani, cu târfe, cu droguri, cum se întâmplă la noi în țară. Și foarte multă lume s-a luat de noi, că vă bateți joc de biserică, vă bateți joc de preoți. N-au înțeles nimic. Cum să ne batem joc de preoți când noi vrem să fim ca ei? Eu vreau să fac banii pe care îi faci un popă. E vreun popă în sală? Hai să aplaude. VIP, normal. Bă, bunica mea vroia să mă fac popă. N-am înțeles de ce, pentru că ea vroia să mă fac popă când eram mic. Eu eram săsăit când eram mic. Adică nu știu ce și imagina aia, că o să fiu la un botez acolo, să fiu... Se botează robului Dumnezeu Sorin. Nu poți! Nu poți să faci genul ăsta de meserie dacă ai defecte de vorbire. Nu poți să fii uuuit, să fii popă. Știți cum era Elmer Fudd? Am prieteni care au defectul ăsta de vorbire. În loc de R și L, zic W. Acum imaginați-vă o mormântare. E foarte proastă gluma, dar mă doare în fulă. Și voi sunteți puțini. Mormântare, da? A murit Marian. Nu știu. Uite, nevasta lui Marian se distrează. Nu mai aprinde lumina, e ok. Nu trebuie să aprinzi lumina. Nu, mă, da, e în pulă, nu mă interesa. Și așa mă sperie că sunt prea mulți. Vreau să-mi imaginez că sunt 78. Așa. Ești la mormântare, a murit Marian. De treabă, Marian. Toată lumea plânsă. Săracul Marian. Mai avea să-mi dea 3 milioane fătul în gură. În fine, fiecare cu ce-l doare. Și începe popa slujba. Doamne, proastă-i glumă. Și e acolo toată lumea tristă. Am și băut, vă dați seama. Și ce pe popa? Obului Dumnezeu Mauia. În woc minunat, în wocul veu de ață. Nu poți! Te cași pe tine de râs. Mă rog, sunt multe meserii pe care nu poți să le faci dacă ai defecte de vorbire. Uite,
Nu poți să fii mafiot recuperator. N-ai cum. Oricât de mare ai fi tu, știi, matahală din aia, știi, la 2 metri așa, ras în cap, tatuaj pe gât la costum negru, știi, pe modul țanț, cânțan. Așa îl cheamă pe el, țanț, cânțan, Vasile. E fiul lui Lei, 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 Ioan. Și vine țanț, cânțan la tine acasă la 12 noaptea, că mai ai tu de dat niște bani șefului lui, care culmea dracu, e șeful la bani, și îți bate supărat la ușă la 12 noapte, așa. Și așteaptă acolo. Și deschizi ușa. Și începe țanț cânța. Și zice: unde pua mea-s banii, mă? Corect, ai, oricât de mic ai fi, ai fi. Du-te, mă, în plana de-ai. Bă, te uminatul, te fac tău, foamea, slobozi, m-aș pe față. Nu poți! Deci pleacă, mă, în plana de aici. Dar mie mi-a trecut sâsiala, nu m-am făcut popă, am făcut comedian, eu prost. E mult mai greu să fii comedian decât popă. Ca și comedian trebuie să-ți pui show-uri peste tot în țară. Nu știu dacă se țin, nu se țin, pierzi bani pe promovare. Ca popă, te doar la penis. Show garantat în fiecare weekend. Evenimente peste evenimente. Ce o se întâmple? Nu o să mai moară Marian? Moare de-l în pulă. Ca și comedian trebuie să schimbi glumele. Nu poți să fii cu aceleași glume, că se plictisește lumea. Ca popă, te doar la penis. Aceleași glume de 2000 de ani. Uite-mă, oameni deschiși la minte, bă, să mor eu. Bă, bravo vouă, bă. Bă. Doamne, fii, bă. Nu mai aprinde lumina pe ei. Nu mai. Și fii atent. Fii atent. Am zis gluma asta în Baia Mare, jur. Am zis gluma asta în Baia Mare, toată lumea a tăcut mâlc. N-a zis nimic, s-a uitat în sus. Își dădeau coate așa. Nu râde că ne trăznește Dumnezeu. Vă jur. Plus, e mult mai mișto să fii popă decât comedian, pentru că ca și popă nu o să ajungi în iad. Ceea ce e super wow. Mă rog, și nu o să ardă în iad. Adică preoții nu o să ardă și nici nu se stresează că o să ardă în iad, că deja se ardă între ei. Deci... Vă trăznește Dumnezeu. Mă! Da, mă. Acum, fără mișto, n-avem nimic cu biserica, cu preoții, chiar nu avem nicio treabă, înțeleg, foarte multă lume are nevoie de religie, îi liniștește. Ce mă deranjează pe mine la BOR? Biserica Ortodoxă Română. Ok, vor bani. Ok, toată lumea vrea bani, hai să nu mâncăm căcat. Hai să aplaude cine nu vrea bani. Ăștia-s copii de popă, să mă apula care aplaudă. A adunat tăticul, nu mai ai nevoie. Mâncați căcat! Vreți bani? Păi ce vă luați o pâine? Pe o muie? Nu! Vrei bani! Și înțeleg că și ei vor bani. Ce mă deranjează la ei? Ok, mă, vor bani. Ei poate să facă mult mai mulți bani. Dar n-au inițiativă. Și eu, pentru că sunt foarte deștept, am o idee pentru ei. Notați, preoți. Ce să zic? Publicitate, fratele meu. Advertisement. Ați văzut peste tot prin oraș bannere, reclame peste reclame, la televizor reclame, internet reclame, Facebook reclame. Nu. Cel mai mare rich din România l-are Biserica Ortodoxă Română. Milioane de oameni în fiecare weekend. Imaginați-vă asta, da? Ești la slujbă, zice popa ce are de zis, se întoarce spre altar și așa. Cotnari. Nu? E o babă la începutul slujbei cu: această slujbă conține plasare de produse. Plus, ok, ai icoane în biserică, dar mai ai și locuri libere. Știi ce zic? Să fie babele acolo, Doamne, Maică Precistă, Sfinte Ioan Botezător. Ia uite-mă, fastum gel la reducere. Să moară familie. Plus, orice film se oprește când ți-e lumea mai dragă și începe o reclamă. Și popa poate să facă asta. Știi ce zic? Să fie acolo. Și atunci Mântuitorul a văzut că erau doar 5 pești. Scot file la Lidl, doar 3,99 lei. Dacă Nike ar face reclamă în biserici, toate babele ar fi cu batic Nike la sapă și ar fi: hai, Mărie, just do it. Vă mai zic chestii de mine, că îmi place de voi, sunteți puțini. Eu sunt surat,
Și am și copil. Hai să aplaudeți cine are copil. Aveți copii? Câți? Cam câți aveți? Da? Bravo, fratele meu. Ce ai, băiat, fetiță? Primul băiat? Bravo. Și eu am vrut, dar nu mi-a ieșit. Fan curierul, nu știu, am curcat comanda, nu știu dacă s-a întâmplat. Eram și pregătit cu discursul pentru fetiță, pentru băiat, și dacă era băiat, eram tati, fuz tot ce prins, tati. Da, în ele nu ierzi nimic. Acum că e fetiță, tati, nu e voie, dacă o vezi, fugi. Ce să-i faci? Deci ai stat în casă cu o femeie însărcinată, presupun. A mea a vrut copil, m-a stresat atâta, hai să facem un copil, hai să facem un copil. Și am zis, bă, o să fie, eu nu-s acasă, acum nu-s acasă, o să fie greu. Dar facem un experiment, o săptămână când stau acasă, nu mai fac nimic, da? Stau în pat, dacă mi-e foame, urlu, vii și-mi dai cu lingurița, mă cac pe mine, vii și cureți, suc țâța când vrei tu, nu-mi treabă. Dar tot a insistat și a zis, ok, hai să facem un copil. Și am citit, știam cum se fac copii, în fine. Am citit că unul din patru bărbați are probleme cu înotătorii. Deci un sfert de aici... Deci cum să vă zic, băieți? Merge aparatura, uleiul e prost. Știi? Și cică durează cam un an până rămâne însărcinată. Și am zis, hai să ne apucăm de treabă. Jur, prima seară am făcut-o cu ea fără Durex, a rămas. Și nu m-am dus să o felicit pe ea, eram, bine mă băieți, băi, campionii, campionii, ole. Apropo, mică paranteză, hai să aplaudem microbiștii, doar ei, microbiști. Da? Da? Wow, și înflăcărați, ok. Uite, ăștia sunt niște oameni pe care eu nu înțeleg. Fără niciun fel de mișto. Eu am stat în București lângă Lia Manoliu. Bă, băiatule, când era meci Steaua Dinamo, Doamne, maică precistă, dă părgi, bă, băiatule. Bă, ți era frică să ieși din casă. Erau toți pe... Eram, ce pula mea? Planet of the Apes, ești nebun? Bă, se bat după meci, rupeau scaune, se bat cu jandarmii, cu fumigine. Bă, ești tâmpit la... Și toate pentru niște oameni care se joacă cu o minge. Bă, voi realizați? Adică ce făceam toți când eram mici, doar că la majoritatea ne-a trecut. Știi? Bă, și se agit. L-am întrebat pe unul la un moment dat după meci, bă, dar de ce sunteți așa? Și era, păi noi iubim echipa noastră, bă! Ok, ia un Xanax în pula mea, calmează-te. Și am zis, dar fii atent la o chestie. Și eu iubesc pe mama, dar nu mă duc la mama vecinului. S-a fupă măta! S-a fupă măta! Știi? Arunc fumigene acum la vecinul. Cine curvă măta? Cine curvă măta? Lasă-o, dracului, de treabă. În fine, încheiem paranteza. Și a rămas însărcinată, mă. A rămas însărcinată. Și o femeie însărcinată e ceva special. E adevărat ce se spune, băieți. Are o aură ei specială, bă. E mai frumoasă, mai radioasă. Vă dau un exemplu. Te trezești dimineața cum trebuie în pat, odihnit, bate raza aia călduroasă pe față și auzi pe ta din baie cu... E super. Are pofte din alea dubioase, mănâncă radiere și burezi de bucătărie. Ești... Ce, mă? Și are schimbări de stare foarte bruște. I-a zis într-o dimineață, te-ai îngrășat un pic, dar stă foarte bine. Cine e grăsuța mea? Și a fost exact așa. Ce amuzat ești! Fă-te-ți marții, buddy! Zic, da, o să fie o sarcină super, de-abia aștept. Și profitați de faptul că sunteți însărcinate. Bă, băiatule, de-aia aveți case speciale. Nu că, vai, ce greu vă e vouă. Nu sunteți demente, frate. Vreți drepturile voastre? Fiți atenți, exemplu, a mea, da? Eram acasă, eram pat. Noptier aici, apa acolo. Eu, un pulă cu satelitul pe balcon. Și făceam, vă jur, exact așa era. Iubire! Bă, și-o vedeam, și-o juram în gând că nu pot să o super, că e gravid. Eram, fătă-o spins, dar mă, te zi, mă. Și eram, hai iubire, că poți! Și-a, nu pot! Mi-e sete!
Și am venit lângă ea să mor eu. Atât am făcut, atât. Atât. Și vă mulțumesc frumos, mă! Și am zis, dragostea vieții mele, te iubesc, ești lumina ochilor mei, deci gravidă în 2 luni, lasă-o în pula mea, că am burta de 3 ori cât tine, serios? Îți bați joc în halul ăsta de mine? Da, da. Și când a născut, ai plâns când a născut soția? Nu! Fă-te-n aripă de zmeu. Cum dracu-i găsesc eu la toate show-urile pe ăștia zmei, mă? Dar ce ai făcut, frate, când a născut? Ăsta e? Da, următor, hai. Ce am volat? Frate, am plâns ca ultima pizdă, să moră dacă te mint. Ca ultima pizdă, eram terminat. Eu nici n-am fost acasă. Ea a născut în București, eram în Baia Mare cu Bordea. Bordea, care a ținut să se facă căcat și a zis, beau pentru fetița ta. Zic, du-te în pula mea de moldovean alcoolic care bei dacă stai unghiile de la picioare ca să sărbătorești. Nu fi nesimțit. Și am plâns, vă jur. A fost și dubios, că m-a sunat nevastă mea și a zis, iubire, mi s-a rupt apa, mă duc la spital, totul e ok, dar stai liniștit că durează. Și știam că durează 12 ore, o zi la unele travaliu. Mă sună după jumătate de oră, gata. Zic, ce? Am născut. Zic, mă, femeie, eu mă cac mai mult. Cum pula mea? Ai făcut un om în jumătate de oră? Fără să te joci Candy Crush Saga, ești nebună? Și am început să plâng instant. Nu mă mai recunoștea la telefon, eram... Eram ca... Trebuie să știți asta. Eram ca o doină ardelenească. Știți alea cu... Știți doinile alea care încep în pula mea și nu se mai termină niciodată? O moare de cântat, mă duc să-i la fântână să beau apă și e... Și m-a dus... Bă, să-mi bea picioarele, ajunge la jumătatea strofei, o ia de la început și m-a dus... Du-te în pula mea că seacă fântâna, ești prost? Bea apă! Și plângeam la telefon, să mor dacă v-am plângeam la telefon, zic, trimite-mi o poză cu fetița lui tata. Am pus-o pe speaker, pe nevastă mea. Acum știam, copiii nou născuți, surâți, să nu ne căcăm pe noi. Adică, cu toți aveți prieteni pe Facebook și pun poze și când te uiți la el, ești, cu aia arată ca un căcat cu față în pula mea. Ce asta? Dar acum îi înțeleg, bă, pentru că e cel mai minunat, tu nu vezi asta, e cel mai minunat lucru al tău, e minunea ta, e căcatul tău. Și vă jur, deci plângeam la telefon, intru pe Messenger, zic, Doamne, fetița lui ta! Bă, alien era! Mov! Căcaturi de grăsime lipite pe ea, muci, zgâriată pe față. Zic, bă, femeie, sigur, e gata, mai bag o jumătate de oră. Așteaptă să facă tâng și după aia. Bă, nu e om! Zic, și mi-am adus aminte din copilărie, zic, bă, bag o scobitoare în ea, vezi dacă se lipește. Bă. Înainte să-mi trimită poza mea și zis, vezi că seamănă cu tine. Zic, bă, lasă-o în puii mei. Și am mers la spital a doua zi. Bă, și era atât... Să mă rog, eu credeam că sunt într-un film din ăla, știi, american, în slow motion totul. Să mă, cum intram așa pe ușile spitalului, deschideam ușii și eram... Asistenta urla la mine, n-aveți voie! Eram atât de emoționat, dar mi s-a tăiat filmul când am văzut-o, era încă urâtă. Dar o alăta maică-sa, ceea ce o chestie fabuloasă, să vezi prima dată, să-ți vezi soția alăptând copilul, e ceva fabulos. Și s-a oprit nevastă mea și a zis, trebuie să o schimbăm. Și am zis, putem? Eu am văzut un băiețel mai drăguț lângă, stai de 6 că oricum băiețel vreau, dar stai. După ce mi-a luat un Pampers cu căcat în muie, am înțeles ce vrea să zic autorul. Acum a trecut, acum e cea mai frumoasă fetiță din lume, prințesa lui tata. Cei care aveți fetițe, înțelegeți. De milioane de ori zici, ce e prințesa lui tata? Tu ești prințesa lui tata? Ce e prințesa? Dacă e copilul din încoață și că ești handicapat. Ce e prințesa lui tata? Atât de bă. Dar așa e, mă, nu știi cu ce să o compari. Dar mi-am dat seama că nu e ok să-i zici prințesa lui tata. Pentru că ea o să crească
Și o să vrea să ajungă prințesa lui tata și un stres foarte mare pentru copil. Și de atunci nu-i mai zic că, cum o să ajungă ea prințesă? Mă rog, și nu vorbesc de prințesă de țanță, că ța... că nu se pune. Nu o să poată să ajungă prințesă și nu mai vreau să pun presiunea asta pe copil. Și de atunci îi zic, cine e chelnerița lui tata? Da, femeie de servici mică. Cine o să culeagă căpșuni în Spania? Nu mergi în Italia, că acolo scurve, tati. Hai să mergem acasă. Și vrei să fie geniu. Nu e un părinte în lumea asta care zice, bă, a meu, dacă e un pic retard, dar merge drept și zice, mama, tata, e ok. Nu! Vrei să fie geniu. Eu nu știam ce înseamnă copil. Eu mă așteptam, jur, mă așteptam la două luni să știe deja ecuații de gradul 3 și poezii de Blaga. Dar când am văzut-o că tot ce făcea era să stea împătuț și era... Zic, Doamne, sper să fie ok. Nu mai vreau geniu, nu. Vreau să meargă drept, să zică cu ce vă servez. Dar dacă Dăncilă s-a descurcat, și ea se descurcă. Lasă-o, dragă. Nu mai. Și am pus, e o chestie care se numește The Mozart Defect. Și că dacă pui muzică clasică, în special Mozart, îi se dezvoltă creierul. O fi, n-o fi, nu strică. Cum face Bordea? De câte ori trece o mâță prin fața mașinii, se scuipă de trei ori în piept. O fi, n-o fi, ghinion, nu strică. Cei drept de la București la Cluj s-au umplut de flegme. A fost și o zi plină de mâțe. E, și i-am pus Mozart în fiecare zi. N-a ajutat deloc. Eu îi puneam Mozart, vecinul de lângă, salam. Într-un fel e ok, că după aia nu mai făcea... Făcea... Nici nu mai plângea normal când vroia țâță, era... Mami! Țiți! Se știe! Și vă mai zic o întâmplare cu fiica mea și pe aia vă las. Bă, mă enervează părinții care bagă informații în capul copiilor tot timpul. Învăț asta, învăț asta, învăț. Bă, nu, e copil. A mea are 3 ani de zi. Nu vreau să o învăț căcaturi. Dar se joace, care timp după aia. Dar ce e frustrant, că mă duc în parc cu ea și tot timpul vine câte un căcat din ăla de copil. Toată lumea a zis, bă, eu nu suportam copii înainte, de exemplu, da? Și toată lumea zicea, o să-l ai pe al tău și o să iubești pe toți. O pulă. Îl iubesc pe al meu, restul, dă, e în pula mea. Jur. E. Și m-am dus în parc cu copilul, se juca. Și a venit un țânc din ăsta mic și era, nenea, nenea. Eu știu să număr până la 10. 1, 2, 3 și zic, da, bine, pleacă, pleacă. Și o vedeam pe fiii mea că era să uita așa la mine, tati, de ce, nu știu, eu sunt proastă, tati? Nu, iubirea mea, nu. Încercam să-i explic copilului și din nou vine căcatul ăla mic, nenea, nenea. Eu știu să număr până la 10 în engleză. 1, 2, 3 și eu eram fătus, mărții, mătii. În capul meu era doar noroc că se uită măta la tine că ți-aș fătu. E, și mi-a luat copilul în casă, m-am enervat, n-am mai ieșit cu el afară. 2 săptămâni am ieșit afară, dar 2 săptămâni am învățat-o un singur lucru. Și ziceam așa, tati, când eu zic ouă, tu zici 3. Ouă, 3. Ouă, 3. A învățat copilul. Aș lua 2 săptămâni, e un pic mai grea de cap. Dar fine. După 2 săptămâni am ieșit cu copilul în parc, în mijlocul tuturor, și am făcut exact așa. Stai aici, tati, stai aici. Tati, cât face radical din 9? 3. Așa de în pula mea de proști. Hai acasă. Bă, și cu asta vă mulțumesc din suflet, ați fost excepțional. Eu am fost Nelu Cortea. Vă pup.